Nu mai știu să zic dacă s-a relaxat, că s-a prea relaxat weekendul. Ramona a fost în semi-izolare la rulotă. Bună dimineața! Bună dimineața, minunaților, da? Cum e dragă la rulotă la vârsta asta? Bă, este demențial. De fapt, m-am dus la vârsta perfectă la rulotă, îți dai seama, că nici eu nu mai sunt la tinerețe. Și acum a fost momentul perfect, pentru că am dormit și de vreme. N-am mai trebuit să mă ies la discotecă. Ai făcut, cum a zis Dănuța, să fie rulota parcată, să te alerge în jurul rulotei, să se audă numai zgomote ciudat. Fix, da? Pe plajă pustie, unde nu era nimeni, să alergi și fără... Ok, ok. Astea, da? Și, cum... și m-a și prins, ce crezi? Se... Nici tu nu mai alergi tare ca pe vremuri. Da, 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 oare se mă împiedic? Se jură de azi dimineață că nu mai calcă în Vama Veche? A fost pentru prima dată în viața mea când m-am dus în Vama Veche și nu mă mai duc niciodată. Ea e mai mult Mama Ioată, dacă nu știai. Adică nu e Vama Ioată, e mai mult Mama Ioată. Doamne ferește. Ce nu ți-a plăcut, mămică, acolo? Nu, întreabă-mă ce mi-a plăcut. Mi-a plăcut doar două șaturi de tequila de la un bar, atât. În rest nu mi-a plăcut nimic. Bade are într-un stand-up fix vorba asta. Zice, bă, voi ați văzut ce masochiste noi românii? Întotdeauna zicem același lucru. S-a stricat Vama Veche, bă. Și weekendul viitor ești tot acolo. Da. Și... da, să vezi dacă s-a stricat de tot. Ești alături de alți oameni care zic același lucru. Bă, ce s-a stricat Vama Veche. Dar ești tot acolo. Da, da. Filmam pentru X-Factor. Îi povesteam lui Prișana dimineața cu niște ani în Vama Veche și la 11 și jumătate dimineața de sub o masă. Aici tot doamnă răvășită, sufletește cât și... ca să se asorteze cu părul. Noi cărând, trepied, pisica, sunetul, i-am stat pe colegi. Echipă mică și inimoasă, știți cum e. Și eram cu alea după noi. Și a ieșit de sub masă, a cloncănit două beri că nu putea să se ridice de ele și a urlat la noi cu un rest așa de muștar în colțul gurii. Bă, plecați bă la Mamaia, unde e locul vostru? O deranjasem puternic, cred că am călcat-o pe mână când am trecut pe acolo și de aia s-a trezit la noi. Ce s-a întâmplat? Eu nu ascult de femeile care miros a hamsi cu muștar. Ca dovadă că am rămas și ne-am terminat.